Salut, pare din Republica Moldova și din România. Astăzi suntem luni 14, mi se pare, septembrie 2020. Având astăzi drumul spre Chișinău cu alte, nu spun probleme, cu alte interes aici. Vă spun îndată și cu ce interes am venit aici. Am contactat pe domnul Vlad Ionaș, care dumnealui o a avut norocul, sau cum să spun, să aibă parte de un cadou făcut de domnul inginer Alexandru Ciucașu. O te prezint cartea lui de vizită. Și domnul Ciucașu, cred că o să ne urmărească domnul Ciucașu. Cartea, vă spun care e ideea cu cartea. Domnul a cumpărat cartea dată și a făcut o donație de carte pentru un apicultor din Republica Moldova, începător, cu titlul de gratuit. A spus că donează el o carte personal pentru un domn care, într-adevăr, are nevoie de această carte. Și împinși, sau cum să spun, de gestul domnului Ciucașu, am făcut și noi donații 20 de cărți, după cum știți, apicultorii care urmăresc canalul meu de YouTube știu de treaba asta. Adică aici, fiind în zonă, l-am contactat pe domnul Vlad. El a confirmat că stă pe aici prin zonă, ne-am întâlnit aici și ea. Și uite, domnul Vlad, o citit sănătos și, două cuvinte, cât stupi aveți, cât ani de când aveți sau sunteți începători acum. Vreau pe această cale să-i mulțumesc domnului Ciucaș pentru cadou oferit și eu sunt începător, am 5 stupi, de 2 ani am început, îmi place și vreau să citesc, mă informez, poate pe viitor să creștem domeniul. Mulțumesc și eu domnului Ciucașu pentru gestul frumos făcut. Ție îți spun multă sănătate. Mulțumesc. Și spor mai departe în treaba care o faci. Să te îmbolnăvești și mai mult de boala asta frumoasă a apiculturii. Asta. Și acum vreau să spun pentru ce am venit aici la Chișinău. Am spus când... Vă salut, domnul Mihai. Am spus în filmulețul de săptămâna trecută că trebuie de administrat hrană proteică albinilor. Am spus că am găsit unica fel de turt în Republica Moldova la moment care am putut să o găsesc o săptămâna trecută. A fost turta la dulcofruct, care eu personal e pentru prima dată când am pus-o în stup. Nu pot să spun că e bună sau rea. Nu pot să spun pentru că nu am testat-o și nu vreau să mă expun. Ieri domnul Mihai mă sună, uite și bine să ai mulți prieteni. Mă sună Mihai și îmi spune, Gheorghe, am adus apiluc la magazinul meu. Păi cum să mai repet? Am venit azi ca vântul, am venit aici, sunt procur apiluc, știu că turta dată e o turtă foarte bună, testată de mine. De asta nu fac publicitate, nu am treabă cu producătorul, dar spun eu, e o turtă testată de mine și e foarte bună. La moment e unicul magazin din Republica Moldova care are în vânzare turta dată. De asta am venit să spun, să fac și un filmuleț și să spun tuturor apicultorilor din Republica Moldova unde o pot găsi. Și acum, la moment, esențial este de dat proteină. Nu dăm proteină, acum nu vom avea albinele cu substratul proteic format și în primăvară vor fi foarte mari probleme la startarea familiilor. Și dacă tot una am ajuns aici la magazin, nu că la invitația, domnul mi-a spus pur și simplu că are turta. Și dacă am ajuns aici la magazinul dumnealui, l-aș ruga pe domnul Mihai să ne prezinte puțin și produse mai are pentru apicultori, pentru albini, utilaj și mai are, pentru că e un magazin cu de toate, văd. Da, bună ziua, eu vă mulțumesc pentru receptivitate. Vreau să vă spun că avem tot de la apiluc mai multe produse. Avem apistinomiel, este practic același produs care îl cunosc mulți ca protofil. Deși am văzut recenzii de la apicultorii români, spun că au avut chiar rezultate mult mai bune cu apistinomielul. Avem sirop cu plante, avem deja de-am pregătit pentru iarnă cu turta energetică și stimulativă pentru albini cu vitamine și minerale. Deja vieți descristalizatoare, avem cerpuș
lungi, rami, discăpăcitoare, funduri cu colectori de polen, topitoare de ceară, borcane, practic și are necesar un apicultor. În general, mai consultăm apicultorii care au anumite proiecte sau le trebuie să procure un utilaj și consultăm că poate l-ai văzut pe internet și el e prea scump și nu ține de cantitatea de stupi pe care o ai. Și noi îi oferim o consultație după numărul de stupi și după perioada cât stupi el dorește să dezvolte. De exemplu, dacă el spune că eu nu vreau să depășesc 100 de stupi, nu are rost să cumpere o centrifugă cu capacitatea de 60 sau 70 de rame. În principiu, puteți să vedeți și mai avem la sen. Caps avem la preț bun, pierni acum că vine iarna, dălți, pieri, tot ce ține de necesarul. Da, absolut tot. Acid formic, acid oxalic, tot ce este necesar, ambalaj de ambalat, cutii Nicot. Iată, noi acum avem, am adus din Franța, am adus de la Nicot, sunt cutii Nicot, avem foarte bune hrănitoare. Iată, la 50 lei. Sunt, le produs și Apimayr, Turcia, sunt dintr-un plastic foarte rezistent, calitativ. Sunt, am văzut pe piață, sunt similar din China, dar alea sunt foarte slabe la plastic. Asta-s da, eu, Mihai, printre altele, exact modelul ăsta îl folosesc, nu produsul din Turcia. Din Turcia, da? Și sunt foarte, foarte mulțumit. Foarte. Da. Asta adică nu se neacă albinile. Nu se neacă albinile, da. În primul rând, că mulți îmi spuneau în primăvară că familiile sunt slabe, de asta nu se neacă. Am crănit și la mijlocul verii când nu am avut cules, tot nu se neacă. El e foarte bine gândit sistemul ăsta. Foarte bine. În primul rând, primăvara, dacă îl dai, stă cald, de sub este cuibul, siropul stă tot timpul cald. În momentul când ai dat la hrănitoarele cele de tipul lug, care stau alături, Genul ăsta. Primăvara se neacă, pentru că se răcește siropul, albinele merg alături de cuib și se neacă. Da, hrănitoarele sunt foarte bune. Spun pentru că mulți apicultori chiar din zona mea mă întrebau dacă mai merg din România să aduc hrănitoare de felul ăsta, să le cumpăr și pentru dânsi. Uite unii sunt. La urmă, o să-mi spune adresa magazinului, da, un telefon. Da, șoseaua 204, puteți să mă contactați pe numărul de telefon 0695. 07119 Mihai. Și ca în Câtipușela, avem de toate. Da, avem de toate, chiar de adevăr, de toate. Tot felul. Aici, practic, eu sunt venit aici.